Vă salut! Suntem din nou la stupină. Așa, după cum v-am spus data trecută, o să continui să fac roi. Aici am un stup care vreau să-l deschid. După cum vedeți, este pe 2, 4, 6, 8, 9 rame plus diafragmă. Mai trebuie să-i mai bag o ramă. Aș vrea să umblăm în el, să vedem ce are, să-i luăm din el, să facem un roi. Ce vreau să precizez, în acest filmuleț o să fac și o să vă arăt cum fac roi, dar fără să slăbesc prea mult familia de bază. Data trecută v-am prezentat o metodă pe care o fac, adică slăbesc mai mult familia de bază, nu mai mă bazez pentru producție cu familia respectivă, decât fac roi. De exemplu, dacă familia este pe 2, 4, 6, 8, 9 rame cât e asta, îi iau 4 rame, rămâne pe 5 rame, ăsta îi mai bag o ramă, două lângă, pentru că mai vine albină. Și astfel o slăbesc familia de bază, îi fac cam egali, să zic așa, aproximativ. Dar cu acea familie nu mai facem producție. Pentru că la mine în zonă oricum nu se face producție, eu prefer să recurg la această metodă. Dar acum o să vă arăt și cum fac roi, de exemplu, din familia asta, fără să o slăbesc prea tare. Ce vreau să vă prezint? Cântarul, uite-l, e în jos, da? Îi trebuie foarte mult, uite, am apăsat pe el, îi trebuie foarte mult ca să recupereze cel puțin vreo un kil jumate, 2 kg. Deci este pe minus. Este pe minus. Acum am aici un stup gol. Am aici un stup gol. Ia să vedem, și ăsta e gol și ăsta e gol. Da? Dar o să fac în ăsta. Uite așa. Deci în ăsta o să fac, am diafragma, am hrănitorul. Da? Deschis este. Și o să facem un roi. O să facem un roi. Un pic de fum. Prima dată ce fac? Scot o ramă care e mai, ca să nu omor albina. Uite, vedeți asta care am băgat eu la crescut? Asta nu e umflat așa. Și o scot. Ia uite. Uite ce am găsit aici. Niște boci. Niște boci, chiar sunt și boci coapte, care ar trebui să iasă. Una nu e chiar așa coaptă, astea două sunt coapte. Uite, asta e o ramă care am băgat eu la crescut. Da? Hai să vedem acum ce se întâmplă, dar a tras bocile astea. Da? Deci filmulețul ăsta ne prinde bine. Pentru că mai vedem și ce se întâmplă prin stupi. Uite, de exemplu, aici avem niște boci, iar așa, foarte multe boci. Da. Uite. Încă o botcă aici, vedeți? Încă o botcă pe aici. Altă botcă. Uite, mai am niște boci pe aici pe jos, care sunt gata de ieșit. O dăm și pe asta deoparte. O dăm și pe asta deoparte. Ce mai avem. Da, deci asta are foarte, foarte multe boci.
După cum se vede, are foarte multe boci. Astea sunt de roire. Astea sunt boci de roire. Să vedem dacă găsim și matca. Poate avem noroc să o găsim. Regina. Unde ai văzut-o, Regina? Nu este trântor. Este un trântor. Da. Unde e Regina? Nu știu, o căutăm acum. Vrei ca să o vezi? Da, vrem să o vedem. Ce punct roșu? Ce punct are? Ce punct are? Nu știu. Ai grijă că să nu te înțepe, te rog frumos, că uite am... călcat foarte jos. Ai călcat acolo, da, și acolo sunt albine. Și s-ar putea să te înțepe, da? Da. Unde e albina? Ce punct are? Roșu sau verde? Nu știu, căutăm acum și vedem. Da? Ia, salută. Zi salut! 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 Facem un filmuleț. Am găsit încă un trântor. Uite-l aici. Da, trântori sunt mulți. Pe noi ne interesează să găsim Regina. Altă boci aici. Ce? Boci. Ce boci? Din astea da. Care face Regina. Albinele facă Regina? Albinuțele trag boci. Cum adică? Albinele... adică ele ajută ca să crească bocile. Da. Sunt mulți. Doi. Sunt mulți trântori. Doi acolo, am văzut odată. Încă un trântor? Încă unul și încă unul și încă unul. Mulți. Acum. Pe fiecare ramă. Pe noi ne interesează să găsim Regina. Uite, am văzut-o de aia. Ia, ai grijă. Ai grijă că ești de scoț. Ui. Și s-ar putea să ai surprize, să te înțepe. Am văzut o albine care are polen. Polen, nu. Colectoarele. Nu știu când le pune. Ce zici? Poți să-mi ții să-mi filmezi și mie? Ține pe oferă, să-mi țin degețele acolo, bine? Filmezi și mie aici, bine? Nu chiar aproape, stai ca să vadă bine. Aici avem o botcă, o rupem. De ce ai rupt-o? Păi nu ne interesează să facem măci de-astea din... Nu vrei să o faci mai multe regine? Nu se aude ceva. Ce? Am văzut-o! Unde? Uite aia cu negru. Nu, cu negru. Ale-i trântor? Da, aia sunt trântor. Imediat.
Regina poate e acolo. Să ții să se vadă. Se vede acolo pe filmare? Da. Să ții să se vadă aici, bine? Da. Dacă să se vadă, să vadă, să vadă oamenii bine. Da? Un centor. Dă-te un centor. Centorul nu înceapă? Centorul nu înceapă, da. Vreau să iar la ajut. Hai, centorul. Centor. Ce faci? Am căzut într-un tău jos. Are. Acum noi căutăm Regina să o găsim. Stai că mai departe. Dar unde-i Regina? Păi nu știu, până s-a putit. Apetită pe unde. Vara ce culoare are? Le rupem toate bocile astea, le rupem. Vara, ce culoare are albina? Păi uite, asta e culoarea albinei. Ce? Asta care a zis. Nu. Unde e albina? Nu. Culoarea... Culoarea punctului de pe Regina. A, ei, anul ăsta este verde. Verde? Da. A. Atunci să căutăm verde. E pus punct verde? E pus? Uite, rama asta, vezi? O vezi? Rama asta o luăm. Da? O luăm ca să facem un roi din el. Nu, o mușcă. Să nu te sperii, da? De ce? Să nu te sperii, stai liniștit, nu te speria, că nu-ți face nimic. Dacă nu mă sperii, nu îmi face nimic? Dacă nu te sperii, nu-ți face. Așa am zis și eu lui David. Uite, pe asta o luăm. O luăm, uite. Ce facem acum? O stopim. Nu o să stopim. Stai acolo mai departe. Nu, stai mai departe. Uite așa și o stropim. Uite, stropim așa. Cu mâncare. Vezi? Foarte bine, stai acolo. Acum filmează aici. S-au speriat albinele? Sau ce? De aici a ieșit-o. De aici a ieșit-o Regina, nu? A ieșit? Da. Când? Cred că... În vara asta. Ui. Tati. O albină a trecut pe lângă mine și nu m-a înțepat. Poate a văzut că stau cu minte. Poate a zis să nu-l înțep. Uite, și asta are multe bărci. O să o luăm și pe asta. Uite o botcă acolo. Da, da, da. Sunt mai multe. O să o luăm și pe asta. Regina nu este aici. Da? O să o luăm și pe asta și facem. Hai, stropim așa. Vezi? Ai văzut că am stropit-o? Ai văzut. De
ce am luat. Uite, e prinsă, o albină e prinsă. Unde e prinsă? Acolo, într-o pânză de păianjen. Da, da. De ce, de ce nu o salvezi? Deci am luat două rame. O albină e pe mine. Deci am luat două rame și albine. Acum o să rup toate bocile. O să rup în toate bocile. De ce? Ca să nu slăbim prea mult familia. Da? O să rup în toate bocile astea. Cum adică? De ce să o slăbim? Păi, ca să mai facă și producție. Ce înseamnă producție? Adică miere. De. Nu știu, să nu te adiți. Ia să vedem dacă n-am găsit matca. Poate e jos acolo la coibul ei. N-am găsit matca. O lăsăm pentru altă dată. Da, este pe undeva. Poate e jos să mănânce. Mai cauți o dată? Deci s-aude buzei de o matcă tânără. Dar nu o văd. Toate albinele au venit acolo să o ajute pe aia. Nu o văd pe nicăieri. Da, deci cam asta o să luăm din stupul ăsta. Da, deci am luat două rame. Una aici, două. Am luat două rame, astea le băgăm la loc. Ia să vedem, poate e matca pe aici. No. 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 Nici aici. Aici avem o budcă. Mai e budcă, acolo. O budcă, uite mai e o budcă și aici jos. Deci nu am. Da, și o să le... De aici. Albinuțele. Sunt foarte drăguțe. Uite, mai avem și o budcă aici. Unde e o budcă? Uite acolo. Asta o să le rupem. Uite, le rupem așa. Ce e acolo? Ce e aia? Astea sunt niște boci. Ce e aia acolo? Astea sunt regine. Uite, dacă desfacem așa... Aia e regine? Este o regine, dar încă nu este... Crescută prea bine. Ah, ăștia mici, sunt regine? Astea mai mici? Nu, astea sunt albine și alea care ți-am arătat eu în bot. Ah, ce drăguț! Uite așa. Asta o băgăm aici. Era locul ei. Da. Deci cam asta. Acum mai rup câteva boci. Ține ca să se vadă aici filmarea. Tu unde? Așa. Deci mai rupem câteva boci. Îi băgăm o ramă la asta. Uleu. Deci îi băgăm o ramă. Credeam că e cu albini. Și cam asta e situația. Și apoi pe cel care l-am, domnule, te rog, da? Deci pe cel care l-am făcut pe două rame. Deci pe cel care l-am făcut pe două rame, o să-i mai bag încă două de la alt stup, da? Și încă două de la alt stup și să-l facem pe patru rame. Acum o să-i pun... Pentru că asta e mai mic. Da, pentru că este mai mic. Și o să-l facem pe patru rame. Hai să mergem. Să fie mai mare. Să fie mai mare. Uite, aici a fost multe. Exact. Uite, aici avem o ramă necrescută. Hai. Mai înainte. Să mergem. Îi băgăm și o ramă de-asta.
Și cam asta e situația. Deci cam așa fac un roi fără să slăbesc prea mult familia. Nu iau decât două rame și mai merg la altul și mai iau încă două rame. O să rup toate bocile care sunt acum și asta e situația. În cazul în care vedem că matca nu mai e sau ce s-a întâmplat cu ea, o să-l verific peste 2-3 zile să vedem ce se întâmplă. Că am auzit și bâzâi de o matcă tânără și vedem care o să fie situația. Da, o să ne vedem la următorul filmuleț, să vedem ce mai facem prin stupină.